așteptăm din săptămână în săptămână să fim anunțați că vor începe lucrările de reabilitare. Ar fi un pas înainte. Ce știam eu săptămâna trecută, că fie la finele săptămânii de care ne-am despărțit, fie în această săptămână, vom afla cine a câștigat licitația, după care va urma un termen de contestație, ca apoi să se facă întreaga documentație, întreaga procedură de a se trece la reabilitare. Tot la această conferință de presă m-am gândit, în momentul în care, eu pregătindu-mă să mă despart de Teatrul de Proiecte Tudor Vianu și de Giurgiu, pe 13 noiembrie, când era finalizarea concursului, al patrulea, la care eu n-am avut acces, susțin și acum că e ilegal, dar nu mai contează, un concurs la care am aflat, fără să fac demersuri gazetărești, că s-au înscris 5 candidați, eu eram al 6-lea, să rămână. 4 au fost respinși, probabil, la studierea dosarului, al 5-lea a fost respins pentru dosar, pentru lucrare, având nota 6,51, dacă nu mă înșel. E foarte ciudat, e foarte jenant că la un concurs care, în loc să vizeze performanța și să ridice media de la 8 la 9, s-a scăzut de la 8 la 7 și tot nu a fost luat. Sigur, dumneavoastră, ca ziariști, puteți afla, aveți dreptul profesiei de a întreba de unde această avalanșă de candidați la postul de director al Teatrului Tudor Vianu, nu știu cine erau ceilalți 4, puneam mâna în foc, puteam să dau 10.000 de euro, că el era favoritul unora, Crețu Cosmin, fostul director, care din păcate, cum a scris și un jurnal de aici, jurnal Giurgiu Vean, a lăsat teatrul cu o pagubă imensă, 124.000 noi, 1.240.000.000 vechi, nu numai că au trebuit plătiți acest bani, dar un an și câteva luni din mandatul meu a trebuit să-l petrec acest timp prin tribunale, să angajez avocați, să plătim avocați și așa mai departe. Se vede că acest lucru nu a contat, cum există însă un Dumnezeu, iată că eu trebuie să rămân în continuare interimar, nu e o postură prea fericită, pentru că niciodată n-am fost obișnuit să lucrez în improvizorat, într-o stare de provizorat accentuată. Eu nu pot să-mi desfășor un program pe termen lung, pentru că următorul concurs probabil se va da în februarie. Eu probabil, dintr-o ambiție rigidă a autorității locale, voi fi tratat fără a se studia spiritul legii, chiar că nu mai mă interesează. Interesant este că am scos această premieră mondială, Oreste Regele Sunetelor, pe care ne pregătim să o îmbrăcăm în haine de festival și de public bucureștean. Pe data de 25, într-o miercuri, 25 noiembrie, de la ora 17, Festivalul Internațional al Teatrelor de Studio de la Pitești va prezenta și acest spectacol în sala studio, cum am cerut, și sigur mergem acolo cu, nu mă ascund, ceva iluzii de premiu. După care, pe data de 2 decembrie anul acesta, miercuri 2 decembrie, se vede că miercurea este
ziua predestinată acestui spectacol, miercuri 21 a fost premiera, miercuri octombrie, miercuri 25 noiembrie Piteștiu, miercuri 2 decembrie, pentru prima dată, Teatrul din Giurgiu va juca pe scena Teatrului Mic din București. Am luat legătura cu directorul Mihai din Vale, care trebuia să joace pe Orese, dar necazurile în lanț care s-au bătut peste el, fata lui l-au împiedicat, oricum a fost foarte generos, ne-a sprijinit, am dus deja afișe, am înregistrat biletele la București pe data de 2 decembrie, va fi spectacol pentru publicul bucureștean. Oreste, regele sunetelor, numai despre el vorbeam acum. Sigur, și nu mă opresc aici. Când am gândit acum vreo 2 ani acest proiect inedit, pentru un nebun, bătaia mea era foarte lungă. În mai 2016 se împlinește, se comemorează, mai bine zis, un sfert de veac de la asasinarea eminentului filozof Ioan Petru Culianu la Chicago, acolo unde a fost asasinat într-o toaletă, în campusul universitar. Am fost săptămâna care a trecut la președintele Institutului Cultural Român, domnul Radu Boroianu, cândva și director al Teatrului Giurgiu Vean, cândva și director la Teatrul Țăndărică, ne-am văzut și la Festivalul Țăndărică. I-am propus această nebunie să o ducem în America. Mi-a spus că cu banii nu stau prea bine, că e o piesă totuși grea, o piesă pentru un public anume, el a fost la premieră și când i-am spus da, să nu uităm că în mai 21 sigur se va comemora sfertul de veac de la dispariția lui Ioan Petru Culianu. A găsit excelentă ideea, ia legătura cu președinta Institutului Cultural Român din New York, mă cunosc foarte bine, cu Doina Oricaru, imediat adresă, explicat cum stau lucrurile, în 2 ore primez răspunsul, sunt evenimente de la film documentar, la cărți, Ioan Petru Culianu, la un fel de disertație științifică și mi-a spus spectacolul vostru, dragă Mircea, cade ca o mănușă. Trimite-mi imediat datele, câți oameni, care este decorul, ce greutate avem decorul, avem piesa tradusă în engleză și așa mai departe. Am trimis și toate aceste documente, aștept răspunsul, cu siguranță în seara aceasta îl voi primi. Este o mare bucurie și sper să nu ne facem decât rolul de mesageri ai culturii române, ai teatrului românesc. Sigur, până atunci mai e vreme lungă, până atunci probabil că teatrul, sigur, vreau să cred că va intra în reabilitarea generală, că atare m-am gândit ce facem în această perioadă. Până se închide, vor mai fi 3 spectacole aici, vineri, miercuri acum va fi Luna Psipild pentru adolescenți și maturi. V-am dat flyerul și îl găsiți. Luni la ora 18, să nu greșesc. Da. Luni la ora 19 se va juca la sala Studio Luna Psipil de Carmen Dominte, piesa care a câștigat al 3-lea concurs de dramaturgie în 2. Vineri la ora 10, în căutarea lui Moș Crăciun, va merge la școala 8 din Giurgiu. Săptămâna cealaltă, pe 3 decembrie, la sala Studio, în căutarea lui Moș Crăciun. Facem tatonări la Călăraș,
La Oltenița mi s-a spus că nu mai există niciun club. La Zimnicea, Turnul Măgurele și Alexandria. Alexandria, am înțeles că primarul, foarte supărat, nu știu pe ce, a închis și sala în care s-a ținut festivalul de teatru pentru adolescenți, acum vreo 3 luni. Dar e datoria noastră, a mea, cât mai sunt interimar, să nu las colectivul să ruginească și nici actorii să nu joace. Ca atare, așteptăm și contactele pe care le avem în județ, să vedem unde putem merge. Cred că în preajma sărbătorilor, cu acest în căutarea lui Moș Crăciun, vom ferici mulți copii și cred eu și pe oamenii mari care au această bucurie a Crăciunului. Aceasta ar fi despre activitatea teatrului pe termen scurt și pe termen lung, termenul lung însemnând spectacolul de la Chicago. Sper să nu fim prea mulți. Am pus pe listă 12 oameni, având în vedere 4 actori și un regizor, având în vedere sunetist, luminist, 2 mașiniști, un regizor tehnic care se va ocupa și de proiecții, director ajung care se va ocupa și de subtitrare și eu care fiind părintele acestui proiect unic, inedit, mă voi ocupa de tot ce ține de el. De la legăturile cu centrul, Institutul Cultural Român din York, cu cel sediu din București, cu tot ce va interveni pe parcurs. Posibil să fim cam mulți. Știți cum e, dacă nu încerci, n-ai nicio șansă. Dacă vor fi prea mulți, probabil că voi trece eu la proiecții. Unul dintre mașiniști va încerca să facă altceva, să vedem cât ar putea afecta calitatea spectacolului, asemenea improvizații.